Dan Barna a fost ales președintele USR pe un mandat limitat de 2 ani, însă deja vă confruntați cu probleme interne în USR. Așa numită aripă nicușoristă contestă modul de organizare a alegerilor. Deputatul Adrian Dohotaru și-a anunțat în această dimineață demisia din partid. Cum comentați? E destul de simplu. Una din caracteristicile democrației este că întotdeauna într-un proces electoral democratic există o tabără care nu are câștig de cauză la respectivul proces, la acest congres în cauză. Colegii care au semnat ieri acea scrisoare semnalează niște elemente care factual nu sunt tocmai exacte. Ceea ce s-a întâmplat în cadrul pregătirii acestui congres este, să spun, campania inerentă, lupta politică inerentă unei campanii electorale. Toate deciziile însă au fost luate în cadrul statutar și în cadrul organelor partidului. Alegerile acelea de la București, mult invocate, s-a solicitat refacerea lor de către Comisia de Arbitraj, care în unanimitate, adică 8 din 8 arbitri, un fel de curte constituțională a USR-ului, pot să spun, au spus că, într-adevăr, încercarea de a elimina reprezentativitatea sectoarelor în cazul delegaților de la București încalcă acest principiu care e fundamental pentru USR. Și atunci a fost necesară refacerea alegerilor. Adică un element foarte clar. Dar iar la Congres a fost 70% dintre delegații, adică nu se pune o problemă de legitimitate. Aici e nemulțumirea aripinii cușoriste, cum îi spuneți, și anume în modul de selecție al delegaților. Și asta mi-amintește puțin de toate celelalte partide. Alegerile au loc cu ochii pe delegați. Cine sunt delegații selectați? Pentru că în funcție de asta putem anticipa cam cine va fi ales. Anticipând o astfel de dificultate potențială, Biroul Național a decis încă din luna iulie să respectăm exact aceleași principii care au fost avut în vedere și la congresul din luna mai, unde a fost ales Nicușor Dan, unde delegații de la București au fost aleși pe acest principiu ca sectoarele, unde de fapt sunt membri, că nu există membri la nivelul municipiului, sectoarele să-și aleagă delegații. Și exact acest principiu a fost propus de către Biroul Național să respectăm aceleași reguli, de moment ce acelea n-au fost contestate. Din păcate, Biroul Municipal a încercat o altă abordare, aceasta cu superdelegații, pe care Comisia de Arbitraj, perfect statutar, a considerat-o incorrectă și a solicitat refacerea alegerilor, care alegerile au generat delegați reprezentativi pentru sectoare și este un element important de reținut. Din aceste tehnicalități, poate că publicul nu înțelege mare lucru, electoratul dumneavoastră însă cred că se uită cu mare atenție la partid și toată lumea se întreabă dacă se vor rupe susținătorii lui Nicușor Dan de restul partidului sau vor încerca să-și reia cumva partidul înapoi din interior. Am foarte mare încredere că nu va apărea această ruptură, pentru că e normal, după un congres este această perioadă în care tabăra care spune nu a avut câștig de cauză, are o frustrare până la urmă legitimă și normală într-un proces democratic, după cum am spus, dar și mesajul pe care l-am dat ieri colegilor parlamentare a fost tocmai în acest sens al dialogului deschis. Eu chiar m-am angajat că în săptămânile următoare, două săptămâni, să am discuții individuale cu fiecare dintre colegi, inclusiv cu aceia care au semnat scrisoarea de ieri în care își exprimau niște nemulțumiri. Ideea este că USR trebuie să meargă mai departe, adică am avut această perioadă de instabilitate generată de demisia unui Nicușor Dan, nu despre asta e vorba. A fost campania electorală, cu bune și rele, fără îndoială, adică suntem foarte deschiși din direcția asta. Avem o nouă conducere perfect legitimă, vă spuneam, 70% dintre delegații partidului au venit și au exprimat votul. Suntem în etapa în care trebuie să ne ocupăm de ceea ce face PSD în Parlament începând de astăzi, tocmai și-au asumat legile justiției, adică ordonanța 13 pe bucăți, ca să spun așa. Iar următorul congres de peste 2 ani va deschide din nou o perspectivă din punctul ăsta de vedere al alternativelor în partid. Dar acum partidul este stabilizat, am un dialog lansat față de colegii mei care e în desfășurare, lucrurile intră pe un făgaș normal și firesc după o campanie electorală. A spus după congres că riscul ruperii partidului este nesemnificativ. Ați vorbit cu Nicușor Dan după congres, i-ați cerut să revină? Ce v-a răspuns? N-am avut încă discuția cu Nicușor Dan, va avea loc probabil zile următoare, deci am acest lucru în vedere, evident. Îi vei cere să revină USR? Da, este mesajul pe care l-am spus și înainte de congres. Nicușor Dan este una dintre resursele semnificative ale partidului și eu consider că locul lui este în cadrul organizației noastre. Pe ce poziție? În momentul de față, congresul USR a ales un președinte. Nicușor Dan este binevenit în partid, ceea ce am spus și la congres. Poziția pentru care cred eu că în mod politic, eu vreau cumva să ieșim din logica asta de ONG cu parlamentari, că aici mi se pare că a stat o perioadă și vreau să intrăm într-o logică a unui partid politic cu obiective politice clare. Unul dintre obiectivele despre care vorbește Nicușor Dan este tocmai primăria capitalei și Nicușor Dan ar trebui să vină în USR sau să se alăture USR-ului tocmai pentru a pregăti în mod coerent și organizat candidatura domniei sale pentru primăria capitalei. Deci îl vedeți pe această poziție de
potențial viitor candidat la... Evident că decizia aia aparține cele din urmă, adică aici nu vreau să vând pielea ursului din pădure, dar din punct de vedere politic, din punct de vedere al rolului USR și al mesajelor și al anteriorității, ca să spun așa, acesta ar fi un pas firesc. Nicușor Dan a declarat în mod constant că este interesat de această, de această candidatură la primăria capitalei. Dar nu vă grăbiți anunțându-l pe Nicușor Dan potențial candidat? Adică... M-ați întrebat care ar fi rolul în măsura în care s-ar dori să se întoarcă în USR. Evident că nu o să facem un anunț mâine de la primăria capitale, pentru că aceste candidaturile vor fi anunțate în preajma celor alegeri aici, evident că nu e niciun echivoc. Doar am spus care ar fi unul dintre obiectivele în care Nicușor Dan ar putea să aibă o direcție în cadrul partidului. Și în ce privește viitoarele alegeri de la București, o mică paranteză deschidem aici, opoziția poate ar fi, să se hotără, ar fi cazul să se hotărască din timp dacă susține un candidat unic, dacă fiecare asta merge cu candidatul lui. Asta fără îndoială, pentru că, din păcate, dacă pentru nu România... se repetă ce s-a întâmplat în 2016. Din păcate, pentru România, PSD-ul și nici PNL-ul, din mesajele echivoci deocamdată, nu par să susțină revenirea la alegerea primarului în două tururi, care ar da o reprezentativitate mult mai democratică primarului. Și atunci, singura șansă pentru a putea obține Bucureștiul este avea un candidat unic din partea opoziției. Sunt total de acord în punctul acesta. Revenim la temă, însă ați declarat că vedeți partidul, citez, în zona de centru-dreapta a politicii românești, în zona aceea a liberalismului pro-european modernizator, care susține explicit inițiativa privată, care susține dezvoltarea economică. Această poziționare clară, domnule Barna, prima de până acum, din partea unui președinte USR, nu este un argument în plus pentru susținătorii ideilor de stânga să plece din partid? Nu, și aici am probabil vă referiți la colegul Adrian de Hotară, care a decis astăzi și să plece. Și mulți alții care susțin idei de stânga. Eu am spus că în perioada următoare vom continua, de fapt, inițiativa acelei definiri doctrinare pe care a început-o Vlad Alexandrescu în cadrul partidului, având reprezentați din toate, să spun, direcțiile ideologice. Și faptul că eu văd USR-ul în mod natural în această zonă de centru-dreapta, din considerente pe care le-am prezentat și la Congres, avem pe de-o parte PSD-ul, avem PNL-ul care merge spre o zonă tradițional conservatoare, datorită specificului electoratului pe care l-a obținut la ultimele alegeri, e o realitate. Zona aceasta de centru-dreapta, antreprenoriatul modern, am folosit sintagma asta de multe ori și chiar aceia pașoptiștii României de astăzi, acea parte de electorat care reprezentată de această idee, are nevoie să fie reprezentată. Și eu consider că USR-ul este partidul care trebuie să facă lucrul acesta. De asta îl văd în zona de centru-dreapta. Toți membrii actuali ai USR sunt bineveniți în partid, pentru că, să fim realiști și pragmatici, politica nu se face în doctrine clear, cristal, în doctrine curate de stânga sau de dreapta în momentul de față, pentru că politica ține de adaptarea la realitățile economiei și societății în care ne aflăm, care evident că are nevoie și de o componentă socială. Aici pe de altă parte, politica nu se poate face nici așa cum e USR acum, cu platforme și de stânga și de dreapta și pentru Coaliția pentru Familie și împotriva Coaliției pentru Familie, pentru că ați ajuns, experiența dumneavoastră vă demonstrează, la o ruptură. Eu n-aș spune că am avut o ruptură. Mie mi se pare că... Cel puțin pe tema Coaliției pentru instituțiile Familie. Partidului... Suntem un partid în construcție, în dezvoltare. De asta mesajul meu este că toți care sunt în partid sunt bineveniți, avem nevoie de ei în continuare, pentru că pentru noi miza este să creștem, să ne extindem. Poziționarea și faptul că printr-un referendum, ceea ce e un mecanism fără precedent în politica românească, am reușit să rezolvăm o situație care ar fi putut duce la o ruptură formală, arată că, de fapt, instituțiile partidului funcționează. Și arată că, bun, în câteva luni am reușit să trecem peste două crize majore, criza poziționării și plecarea președintelui fondator, care pentru orice partid e o miză importantă. Majoritatea partidelor în astfel de situație, dacă sunt doar proiecte de lideri, se risipesc. Faptul că noi am reușit să rămânem coagulați, să avem un congres, să alegem o nouă conducere, colegii mei au decis să-mi acorde mie această încredere, e un semn că USR se va stabiliza și va continua să fie partidul de opoziție reală. Poziționând partidul pe centru-dreapta și e opțiunea voastră să adunați să-l poziționați acolo. Nu riscați să pierdeți această platformă de stânga, pentru că vorbim foarte sincer. Ce mă mai ține pe mine, susținător al unor idei de stânga într-un partid care deja a ales prin liderul lui să stea pe centru-dreapta? Faptul că inițiativele legislative și proiectele de care are nevoie România sunt la momentul ăsta în mare parte
nu atât ideologice, cât sunt de necesitate pragmatică, adică să nu fur bani publici, să nu ai persoane condamnate penal pentru fur din bani publici în funcție de conducerea Parlamentului, asta nu aș spune că e o chestiune de stânga sau de dreapta. Adică majoritatea inițiativelor și majoritatea, cum să spun, priorităților pe care USR și le-a asumat față de electoratului sunt necesități de salvare a României mai mult decât ideologice. Și de asta colegi care au, să spun, o viziune mai spre centru-stânga, pentru că oricum vorbim de extreme, sunt în continuare bineveniți pentru că preocupările și mizele pe care le are USR și pe care le are România în zilele astea nu sunt tocmai ideologice. Trebuie să fim foarte, foarte transparenți în direcția asta. Pe de altă parte, dacă vom avea un referendum în toamnă pentru modificarea... Eu sunt sceptic că vom avea un astfel de referendum. De ce sunt sceptic? Pentru că domnul Dragnea a folosit acest instrument așa ca un păcălici, știți, ne jucam în copilărie cu cărțile alea și erau două dintre ele păcălici. A folosit acest, mi se pare că folosește referendum ca pe un păcălici în poziționarea sa în tot mecanismul ăsta de interinstituțional, președinție. Și sunteți convins că nu va declanșa referendumul evident pentru că nu pot modificarea fi convins. Constituției? Asta este ceea ce este o credință mai degrabă, un feeling al meu că... Ar beneficia enorm PSD din asta. De ce să renunțe la așa ceva? Nu sunt convins că va face acest lucru. Președintele Iohannis chiar a declarat într-o întâlnire pe care am avut-o cu domnia sa că o clasă politică responsabilă nu organizează referendumul care fracturează societatea. Și ăsta este un exemplu clasic. Pentru că referendumul ăsta nu rezolvă nimic sau nu aduce vreo soluționare unei probleme. El doar face un recensământ pentru dezbinare între două categorii de viziuni, ca să fiu elegant, ale asupra societății. Dumneavoastră fiind un adversar al referendumului declarat. Eu sunt un adversar al modificării Constituției pe această chestiune, pentru că această chestiune a funcționat, sau actuala reglementare funcționează perfect ok de 27 de ani, nu a fost nicio problemă asupra ei și lucrul cel mai important, pentru că există percepția asta, nu există în momentul de față în România vreo inițiativă care să prevadă căsătorile între persoane de același sex. Deci nu este o problemă reală. Dacă peste 20, 30, 50 de ani societatea noastră, din România vorbesc, va ajunge acolo, am mare încredere în generațiile acelea că își vor rezolva respectiva problemă. Deocamdată rezolvăm o problemă pe care nu o avem. Asta, de asta sunt împotriva modificării Constituției și vreau să fiu foarte clar din perspectiva aceasta. Și asta a fost și poziționarea partidului. Ați fost secretar de stat în guvernul Cioloș. Cum vedeți colaborarea cu Platforma 100 a fostului premier, mai ales că a anunțat printr-unul din membrii ei că anul viitor intenționează să o lanseze efectiv? Este perioada următoare, eu ca și președinte voi dedica tocmai deschiderii colaborării cu acea componentă a societății printre care se află, sau în fruntea căreia se află România 100, care are, cum spun, ADN identic sau similar cu USR-ul. Adică colegii noștri din România 100, pentru că nu îi numesc colegi, mulți dintre ei chiar mi-au fost colegi în perioada de guvernare, au aceleași valori și aceleași principii cum sunt cele pe care le promovează și pentru care USR a obținut votul cetățenilor. Și atunci extinderea colaborării cu România 100 e un pas normal și natural, îl văd eu. Avem în desfășurare proiectul Comisiei de Tăiat Hârtii 2, prin care un proiect amplu, prin care dorim debirocratizarea pe mai multe paliere, unde lucrăm împreună și vom avea inițiative parlamentare USR cu România 100. Am identificat două sau trei proiecte pe care le vom anunța în perioada următoare. Deci, în momentul de față vorbim despre o colaborare care în perioada următoare vom vedea cât de mult va evolua, dar sunt foarte optimist pe linia aceasta. Considerați că partidele de dreapta, PNL, USR, tocmai poziționat pe centru dreapta și eventual Platforma 100, dacă se va lansa anul viitor ca partid politic, trebuie să meargă separat la alegerile parlamentare din 2020 sau împreună? Răspunsul meu e complex un pic, pentru că prima provocare vor fi europarlamentarele. Sunt un prim test, un demo, să spunem, despre nivelul și modalitatea de participare la alegeri. Eu nu anticipez o alianță preelectorală cu PNL în ceea ce privește parlamentarele, pentru că USR este un partid care e a treia forță politică din România și a cărei preocupare este să arate că se poate face politică diferit de vechiul establishment politic, PNL-ul fiind încă un reprezentant al acelui mecanism. Deci acelui nu mecanism. Anticipați o alianță preelectorală cu PNL. Nu. Dar în condițiile votului, în condițiile sistemului electoral din România de azi, ce șanse au două partide de dreapta în fața unui PSD monolit? Din păcate, vedem că
Ceea ce face PSD-ul României în de luni de zile, din decembrie încoace, de fapt, arată că varianta aceasta a unui partid monolit, credibil, care vine și aduce grădina Maicii Domnului în spațiul carpatic, nu e o realitate. S-a dovedit că, de fapt, vorbim despre o minciună pe care o vedem toți în fiecare zi. Salariile, de fapt, nu sunt crescute, sunt mutate niște contribuții dintr-o parte în alta, ca să apară niște cifre mai mari, dar oamenii pleacă cu aceiași bani în buzunar. Vedem că toată miza este legată de justiție și pare că asta e prioritatea unică și absolută, soluționarea modalității prin care banii publici pot fi furați fără ca justiția să mai deranjeze. Adică transformarea justiției într-un serviciu de casă. Că asta se întâmplă în aceste zile și asta este lupta pe care o avem cu toții în aceste zile. Aceeași întrebare pentru funcția de președinte al României. Veți susține USR realegerea lui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat? Sau USR va avea ambiția unui candidat propriu la prezidențiale în 2019? Viziunea mea cu care am candidat în fața colegilor la Congresul de la Poiana Brașov este aceea că USR este un partid care trebuie să conteze în România pe termen lung. Nu suntem un partid conjunctural care are un obiectiv din ăsta, hai să intrăm în Parlament, după care ne oprim. Eu văd un USR care să fie unul dintre partidele care pe termen lung să facă politică în România. Asta presupune inclusiv ca la alegerile prezidențiale în primul tur să avem un candidat propriu asumat. Și asta este un element pe care eu l-am în vedere. Evident că dacă se va ajunge în al doilea tur între președintele Iohannis și, se iau numele la întâmplare, Gabriela Firea, evident că vom susține președintele Iohannis. Adică aici nu e niciun echivoc. Dar în primul tur USR-ul va avea un candidat. Și un profil de prezidențiabil pe care dumneavoastră îl identificați acum în USR, care ar fi? În momentul de față e prematură întrebarea și sunt foarte, foarte franc în direcția asta. Vom vedea, pentru că cei doi ani care urmează până în zona din nou electorală sunt anii în care USR trebuie să crească lider. Pentru că eu văd un USR, și asta e o viziune a mea pe care am prezentat-o și colegilor, văd un USR ca partid capabil să lase loc de creșterea unor lideri. Văd un USR în care se încapă și Dacian Cioloș și Nicu Șordan și alți lideri care să crească. Pentru că dacă și Dacian Cioloș? Da, asta spun. Văd, asta spun. Ca tip de partid, văd un partid care să acomodeze lideri. Pentru că dacă mergem din nou pe ideea partid jupân, cum ne servește PSD-ul de ani de zile, vedem de fapt că în afară de lider este o ceață atât de deasă sau o umbră atât de deasă încât trei sferturi din guvern e compus din persoane pe care nu le cunoaște nimeni. Bun, că tot vorbiți de viitor lider, ați mai spus că USR trebuie să dea premierul la viitoarele alegeri. Dați-mi câteva nume, pe cine la fel aveți în vedere pentru funcția asta? Evident că în momentul de față nu o să nominalizez persoane pentru premier pentru că creau știre artificială fără nicio bază. Bun, îl vedeți pe Dacian Cioloș, de pildă, candidat la funcția de premier din partea unei alianțe între USR și Platforma 100? Fără îndoială, Dacian Cioloș este o opțiune profesională și decentă pentru România, calități dovedite în mandatul pe care l-a avut și l-am susține cu toată încrederea în situația în care se va ajunge la o majoritate sau la o variantă prin care să poată veni o astfel de guvernare. Da, vedeți cele două partide, nu le putem zice încă, deoarece Platforma 100 nu e partid, dar USR și Platforma 100 le vedeți împreună sau mergând fiecare separat? Eu personal le văd colaborând foarte bine și identificând cea mai funcțională variantă de apropiere. Dacă vom reuși să facem o alianță, va fi foarte bine. Dacă în oricum colaborare va fi una foarte funcțională. E un proces de negociere și un proces de colaborare. Până la urmă, ca să poți să vorbești de fuziuni sau de a deveni un singur lucru, trebuie să construiești încrederea. Dacă vom reuși să facem, să construim această încredere în următorii 2 ani, lucrurile vor merge în direcția pe care ne-o dorim. E o provocare până la urmă. Unde doriți dumneavoastră, domnule Barna, să duceți partidul în acest mandat limitat de 2 ani? Care ar fi principalele dumneavoastră obiective de președinte USR? După cum spuneam, partidul a trecut prin frământări semnificative, le-a depășit și este un rezultat foarte important. Iar de acum trebuie să intrăm într-o etapă de stabilizare, care presupune trei direcții principale din punctul meu de vedere. Respectarea mecanismelor și a instituțiilor și a deciziilor interne, adică așezarea ca partid. Campania mea a fost sub sloganul de la mișcare politică la partid, pentru că mi se pare că aici suntem noi, ca în momentul acesta, suntem o mișcare politică, am avut obiectiv să intrăm în Parlament, am reușit să aducem mesajul străzi în Parlament, am reușit lucrul acesta și acum trebuie să ne așezăm ca un mecanism funcțional. Și deci avem această respectare a mecanismelor interne, profesionalizarea și dialogul, pentru că
până acum am mers pe elanul personal, pe experiența. Resursele umane din USR sunt de departe cele mai bune la nivel individual, comparativ cu celelalte partide politice, pentru că sunt oameni cu o poveste, cu experiență profesională în spate. Și atunci trebuie să profesionalizăm partidul cu departamente, cu competențe, să spun așa, din piața liberă. Și asta e un lucru important. Dialogul pentru a depăși aceste momente de nemulțumire, frustrare care apar după un proces electoral, situația în care ne aflăm în aceste zile și pe care le vom depăși, pentru că eu sunt un om al dialogului și asta este și poziția pe care mi-am definit-o în cadrul partidului. Și cea de-a treia direcție, extinderea. Ca să putem conta la nivel electoral și la parlamentare și la locale, și partidul trebuie să crească, trebuie să avem filiale la nivelul tuturor orașelor și la nivelul comunelor, mă rog, acolo unde este posibil, pentru că aici nu putem să concurăm cu PSD-ul sau cu structuri din acestea tradițional teritoriale. Pe de o parte, extinderea teritorială și pe de o parte, atragerea de oameni competenți din societate, adică a redeveni un partid inspirațional, până la noastră provocare. Dacă aș fi membru USR, n-aș fi satisfăcut de acest răspuns, pentru că m-aș uita la liderul meu și el aș întreba unde vrei să mă duci? Unde? Pe locul 1, pe locul 2, pe locul 3? Ce vrei să faci alianțe cu PNL? Nu vrei să faci alianțe cu PNL? Partidul, v-am spus, este unde într-o ajung peste 2 ani. Ah, obiectivul peste 2 ani. Cantitativ, să spun așa, văd un USR în zona lui 15-20% din ca și rezultat electoral. Care să detroneze PNL? Care sau să conteze. Obiectivul este să fim a doua forță politică, dar eu sunt un om foarte realist. Eu înțeleg că o creștere, adică nu pot să vin cu promisiuni de modul 40-50%, care n-au nicio legătură cu realitatea obiectivă politică. Și atunci palierul rezonabil de creștere pe care eu îl văd în zona lui până în 20%, pentru a fi într-adevăr, pentru a conta la orice structură guvernamentală care s-ar controla pe partea dreaptă, să spunem, aspectul care politic. Nu poate fi decât una singură, cu PNL. Preelectoral nu faceți, dar după alegeri veți fi obligat la o alianță cu PNL. Evident, USR-ul își propune să iasă din zona aceasta de partid care stă la colț și face gălăgie, până a deveni un partid care schimbă lucruri în România. Și lucrul acesta se poate întâmpla doar participând la guvernare sau doar implicându-ne în actul guvernării, care presupune și alianțe la un moment dat post-electoral. Cu PMP aveți vreun dialog sau vedeți vreun dialog cu partidul lui Traian Băsescu? Avem dialogul strict, să spun, la nivel parlamentar pentru diverse inițiative, moțiuni simple sau unde, într-adevăr, dacă e nevoie de semnături, am colaborat, au fost inițiative legislative făcute și cu colegii de la PMP. Dincolo de asta, nu cred că spune problema. Eventual să luați oameni punctual de acolo, vă propune sau nu vă interesează? Nu sunt parlamentarii din PMP, nu sunt exact, nu sunt tocmai profilul de membri USR pe care avem noi în vedere. USR are aceasta și cumva cred că întrebarea se leagă la modalitatea de extindere și la ce oameni ar trebui să primim în USR. Eu văd după, și asta a fost una dintre elementele pe care le-am avut în campanie, eu văd un USR al ușilor deschise. Adică inițiativa civică a oamenilor de a intra în partide politice oricum una limitată. Și atunci mi se pare că e important să primim oamenii în partid, respectând însă, și asta e elementul cel mai important, respectând criteriile de integritate care au definit USR-ul. Adică să nu fie traseiși politici, să nu fie persoane care au mai circulat printre patru partide, au funcții de conducere și care vin cumva în mod prezumat fripturist ar veni la USR. Aceștia nu sunt, nu vor fi acceptați ca membri. Dar cetățenii din societate care simt și efectul colectiv, tocmai am comemorat aseară tragedia de acum 2 ani, efectul colectiv a schimbat în societate, cred eu, foarte mult. Eu sunt unul dintre oamenii care au intrat în politică ca urmare a efectului colectiv. Până atunci eram un antreprenor care privea politica ca pe o poveste care nu mă privește sau mă privește în mică măsură. După colectiv am înțeles că dacă vrem să schimbăm ceva, nu se poate întâmpla asta decât implicându-ne. Și există acest reflex încă în societate. Aceștia sunt oamenii pe care eu îi văd bineveniți și pentru care văd un mecanism mai facil de acceptare în partid. Ce proiecte, pe scurt, în plan parlamentar aveți ca partid? Ce vă propuneți să faceți acolo în sesiunea asta și cealaltă? Sunt odată și chiar săptămâna viitoare o să avem mai multe inițiative legate de partea de reformă electorală. Praguri mai ușoare pentru partide politice noi care să poată să participe la alegeri, mai puține nume pe listă, componenta aceasta legată cu alegerea prima în două tururi pe care o să facem o propunere în această direcție. Elemente legate de reforme electorale sunt o prioritate despre care noi am vorbit. Partea de transparentizare, pentru care am obținut deja niște rezultate și o să continuăm pe linia aceasta, știți că la legea aceasta a salarizării unice adoptate acum câteva luni, articolul care obligă autoritățile publice
și le-a obligat acum de la începutul lunii să publice pe site grila de salarizare, este un amendament al USR-ului. Este un rezultat al prezenței noastre în Parlament. Nu s-ar fi întâmplat dacă USR n-ar fost în Parlament. Componenta legată de justiție, și aici se anunță o luptă care cred că va consuma foarte mult din resursele activității parlamentare în perioada următoare, pentru că dacă trec aceste inițiative pe care PSD-ul tocmai și l-a asumat astăzi, practic justiția devine un serviciu de partid. Și ce vă propune să faceți pentru a opri modificarea legilor justiției în sensul dorit de PSD? Vom folosi toate. Noi am organizat și deja dezbateri la grupul parlamentar pentru a ne fundamenta punctele de vedere. Folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, moțiuni, contestări la Curtea Constituțională, sesizări la Comisia de la Veneția, deci toate instrumentele pe care legislația ni le pune la dispoziție le vom folosi. Apel la cetățeni pentru transmiterea de mesaje, colegul meu Stelian Ion și chiar a fost, să spun, amenințat de domnul Nicolicea din această cauză, a făcut publică adresa comisiei care se ocupă de adresa de mail a comisiei, tocmai pentru ca cetățenii să poată să-și transmită punctele de vedere. Domnul Nicolicea a fost foarte vexat de cum adică să transmită cetățenii punctele de vedere comisiei parlamentare. Nu așa se face politică și o să vedem noi politica. Adică a fost chiar ieri, s-a întâmplat, s-a amenințat colegul meu Stelian Ion, membru din Comisia Juridică, pentru acest considerent, că a făcut public un e-mail ca cetățenii să se poată adresa Parlamentului. Este incredibil. Ultima chestiune, ați vorbit de președintele Klaus Iohannis, știu că sunteți sibian de origine, da. Sunteți mai puțin cunoscut opiniei publice, ați interacționat cu președintele Iohannis la Sibiu, vă cunoșteați de acolo sau? Ne-am întâlnit, cred că, de două ori în cadrul unor proiecte europene în care, mă rog, domnia s-a venit la festivitatea de deschidere și a fost o interacțiune strict profesională, o strângere de mână și n-am avut dincolo de asta alte... Cu ce v-ați ocupat la Sibiu? Ce activitate ați avut? Eu locuiesc în Sibiu și București de niște ani de zile pentru că anterior anului 2016, când am acceptat provocarea de a intra în guvernul Cioloș, am lucrat în domeniul fondurilor europene, adică site-ul fondurstructurale.ro, care e principalul site în România de finanțări europene, este un proiect pe care împreună cu un coleg l-am dezvoltat, l-am pornit de la zero acum 10 ani și l-am făcut să fie între companie pe fonduri europene între primele 3 din România. Și expertiza mea semnificativă, experiența mea de fapt semnificativă este în domeniul finanțelor europene, lucrând cu Comisia Europeană pe niște sute de proiecte încă din 2000. Mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere!